Iar de acum încolo ne vom raporta la criza de la 2009. Se încearcă. Vis-a-vis de crizele sistemelor economice diferite. Absolut, asta. Diferența este că în 2009 n-am avut revolte populare, n-am avut manifestări. De fapt, oamenii au ieșit în stradă pentru că erau profund nefericiți. Exact asta încearcă cu domnul Neamț. În 2009 se încearcă o amendare a sistemului. Redumerirea mea este, dacă analizând comunismul, se încearcă o amendare a sistemului comunist, deci comunismul a fost prost aplicat și trebuie să încercăm din nou, se pare foarte grav. Și asta e redumerirea. E ceva de competența, pentru că de fapt nu face decât să refacă logica argumentului celor care spun, știți ceva? Haideți să uităm 29, că de fapt, iată, asta este adevărat acolo și mai știți ceva? Haideți să încercăm să revenim un pic ce s-a întâmplat acolo. Poate n-a fost chiar atât de graf cum ziceți voi. Deci exact asta este. Deci exact asta este, asta este logica și am... da, și nu este o speculație. Deci nu este o speculație, dar nu este o speculație. Nici intercursoarea comunismului nu va adera la amendarea comunismului și reaplicarea lui. Asta se întâmplă în universitățile occidentale sub ordinul nostru. Real. Domnul Stamomir. Asta se întâmplă sub ordinul nostru. Deci se rescrie istoria comunismului pornind de la premise ideologice determinate de vari evoluții contextuale. Ce vreau să spun direct la așa să fie atât de formal? E într-adevăr foarte precis și extrem de nuanțat ceea ce este semnat. Și mi se pare că expunerea de zile, cum ai și subliniați cu oricinate esențiale de mergerie sau nu. Pentru că mie mi-a evocat cel puțin două aspecte. În primul rând, este problema aceasta a eșecului comunismului versus eșecul capitalismului. 20 de aducă foarte mult. În est, ca și în vest, mai mult poate vedea de la noi, au tentația de a instrumentaliza o criză pasageră în direcția demonstrării caracterului esențialmente carian și condamnat al comunismului. Așa se și explică ceea ce poate vedea în particular, n-am fi crezut că este posibil niciodată, rezurecția socialismului în forma sa radicală, subliniez, ca să fiu bineînțeles, să nu mi se pună în gură lucruri pe care nu le-am spus. Socialismul în forma radicală și mă refer aici la formulele populiste, autoritariste, dictatoriale pe care le întâlnim în America Latină. Ca tare pentru cine va vedeți acest cineva genului care sunt noi, provocarea fundamentală este de a, o spunea și doamna Marius aici, de a stabili corectitudinea comparației, de a distinge de ceea ce a fost prăbușirea unui regim politic care s-a întâlnit pe o unitate ideologică și pe anumite premise inatacabile din primul fenomen, pe de o parte, și criza unui sistem a cărui valență este tocmai capacitatea sa de a se reinventa și capacitatea sa de a se adapta unor provocări locale. Al doilea lucru care m-a impresionat este legat de aceste lecții pe care științele economice, etica economică le pot oferi în direcția de gândire, modul în care vor noi și noi și ca societate ne raportăm la concepte precum câștig, profit, beneficiu, virtute, motivație, egoism. Și aici am să fac referire la un autor care cred că este înestetat multul din această sără, la Wittgenröcke. Ori, lecția pe care economia la scară umană a dat-o din Wittgenröcke este tocmai în această direcție a reconcilierii egoismului pe punta individului cu o anumită etică care e legată de ideea binomicomă. Și de aceea, întotdeauna am fost extrem de bucuros să constat că Wittgenröcke rămâne o referință canonică atât pentru liberal conservator, cât și pentru paleoconservator din America. Deci este, ca să nu mai spun de creștini democrații pe continent, care își iubesc pe Wittgenröcke ca pe o figură emblematică. Și aici este o întrebare retorică. Unde este vocea
similară politică bloce în întâlnirea economică și politică de asigurare de la noi de continent și în particular de la noi România. Este evident o întrebare retorică pentru că știm răspunsul și nu vreau să cobor discuția cu o referență politică partizană. Dar cert este faptul că alternativa la acest tip de discurs anticapitalism, visceral, populism, autoritate și la rigoare filodictatorială, deci alternativa la acest tip de discurs anticapitalism este numai revenirea la acele fundamente etice în care s-a antrenat capitalismul din momentul în care asocierea între capitalism și democrația liberală a devenit va definitiv. Și pătrânirea pentru noi ca spirite care avem o credință nepădăduită în libertate este să dovedim că autenticul capitalism poate fi găsit doar acolo în societățile în care domnia legii permite spiritului antreprenorial să nu se creeze pe abuzuri teribile împotriva libertății individuale, cazul chinez. Eu cred, și asta este ultima remarcă pe care am vrut să o fac, eu cred că viitorul acestei gigantice confruntări de condiții, manierii în care noi, ca spirite dedicate libertății, vom apăra ideile capitalismului și ideile libertății, fără să admitem că poți să construiești capitalismul într-o imensă închisoare, cum este Republica Populară Chineză. De astăzi, și precizez ca să nu fie niciun fel de nevoie polemică, este o intervenție pe care o asum cu individual, ne dorim să afecteze în niciun mod relațiile pe care statul nostru, continentul nostru, umanitatea noastră le întreține cu un stat față de care, ideologic și sub aspectul sensibilității, am imense rezerve. Pentru că acest model de capitalism autoritar, cleptocratic, închis, va fi modelul care va fi modelul alternativ la acest capitalism al liberei țările din fosta emisiune occidentală, foștii noștri adversari din timpul războiului recent și actualmente aparent aliații noștri. Aparent pentru că nu vezi că toată populația României privește aceste țări ca fiind completament aferi. Deci eu mulțumesc încă o dată și îți urez într-o notă personală să îți păstrezi aceeași indiferență la ceea ce tot felul de demagogi și de economiști și politologi improvizați în spațiul românesc pun în discuție, pentru că vocea ta, în măsura care este o voce autorizată, își hrănește energia tocmai de această capacitate de a merge înainte pe liniile unei tradiții, fără de care noi nu ne-am aflat în acest moment, acum, spunând aceste lucruri. Și apropo de faptul că totul vrei despre comunism. Faptul că discutăm despre o economie a libertății se datorează faptului că în cele din urmă principiul libertății este și un principiu capitalist, și un principiu de democrație liberală a vins. Sau cel puțin a vins pentru moment, pentru a-și continua avansul este nevoie. Vă mulțumesc pentru o dată pe oameni.